Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. De la începutul acestei pandemii, de anul trecut, Partidul Unității Naționale a lansat un apel Uniți contra pandemiei, în care am făcut diverse apeluri către autoritățile române să-și asume deopotrivă sarcina de înfruntare a pandemiei în Republica Moldova. De atunci s-au întâmplat multe lucruri importante. Am văzut ajutorul României care a venit în diferite circumstanțe, atât prin echipament medical, prin donații, prin medici, prin vaccinuri în ultimul rând. Și astăzi suntem într-o situație extrem de critică, pentru că, spre deosebire de România, care a reușit să pună la punct o campanie de vaccinare masivă, eficientă, de care au beneficiat și o mare parte a cetățenilor Republicii Moldova, cetățenii români, în Republica Moldova situația este cât se poate de critică, aș spune, la limite pentru cetățeni și pentru sistemul medical. Și în acest moment am decis într-o premieră, împreună cu partidul nostru partener din România, Partidul Mișcarea Populară, al cărui președinte este domnul Cristian Diaconescu, să adresăm o scrisoare deschisă conducerii României în vederea ajutorării Republicii Moldova și a cetățenilor ei. Această colaborare cu Partidul Mișcarea Populară este o continuitate a eforturilor noastre pe care le atestăm de la fondarea Partidului Unității Naționale și după Congresul Partidului Mișcarea Populară din România, când domnul Diaconescu a fost ales în calitate de președinte, am decis să punem la punct a unei strategii comune în vederea reîntregirii celor două state românești. De aceea țin să vă anunț că acum, în acest moment, la București, domnul Cristian Diaconescu face o declarație similară, căreia îi voi da citire în ceea ce urmează. Așadar, către președintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, către premierul României, domnul Florin Vasile Câțu, scrisoare deschisă. Republica Moldova a solicitat acordarea de asistență internațională în combaterea răspândirii virusului SARS-CoV-2, confruntându-se cu o situație gravă. Implicarea dumneavoastră în sprijinirea administrației de la Chișinău este cunoscută, iar Partidul Mișcarea Populară și Partidul Unității Naționale vă mulțumesc pentru toate acțiunile întreprinse până în prezent. Acum Republica Moldova are nevoie urgentă de ajutor, iar noi, cu toate dificultățile pe care le avem la rândul nostru, putem să facem mai mult pentru ca cealaltă jumătate a inimii noastre românești să fie salvată. La data de 12 aprilie 2021, Ministerul Sănătății și Protecției Sociale din Republica Moldova a raportat alte 603 cazuri de îmbolnăvire dintr-un total de 241.820 cazuri, din care 5.409 decese. Una dintre cele mai înalte rate de mortalitate în lume raportat la numărul populației. Sistemul medical din Republica Moldova este la limită și nu mai face față solicitărilor, rata de îmbolnăvire și deces a medicilor fiind foarte mare, peste 100 de medici au decedat înfruntând pandemia, medici alcătuind
circa 23% din totalul, numărul total de îmbolnăviri, adică peste 20.000, un record pentru, și pentru statele cele mai afectate de pandemie. În cadrul instituțiilor medico-sanitare spitalicești, la moment, sunt internați 3.431 de pacienți confirmați cu infecția COVID-19, dintre care 303 în stare extrem de gravă. Din aproximativ 6.000 de teste, 1.000 sunt pozitive. Astfel, numărul total de cazuri active se ridică la 12.902. Cele mai recente studii arată că 13.000 de copii sunt infectați, cel mai probabil cu noua tulpină britanică a virusului, dintre care mai mult de jumătate au vârste cuprinse între 11 și 17 ani. De asemenea, aproape 1.000 de femei însărcinate sunt infectate cu SARS-CoV-2. Situația este așadar foarte gravă, iar Republica Moldova a reușit să vaccineze, atenție, cu primul vaccin, abia 67.000 de cetățeni. Dintre cetățenii Republicii Moldova, așa cum știm, aproape 1.000.000 au și cetățenia română. Avem convingerea că România trebuie să susțină guvernul de la Chișinău prin câteva măsuri rapide, precum 1. Extinderea vaccinării în România tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu cetățenie română, indiferent de locul de reședință, pentru că acum, așa cum știm, se pot vaccina în centrele din România doar cei care locuiesc sau au domiciliu în România. 2. Deschiderea unor centre de vaccinare în apropierea frontierei cu Republica Moldova, care să fie dedicate în mod special basarabeni. Aceasta simultan cu crearea unei platforme speciale pentru programarea la vaccinare în aceste centre sau includerea unei secțiuni speciale pentru Moldova în cadrul platformei naționale RoVaccinare. 3. Crearea unui coridor verde umanitar care să faciliteze accesul dus-întors al persoanelor din Republica Moldova programate la vaccinare în România pe baza unor documente specifice și a unor reguli concrete stabilite de comun acord cu autoritățile de la Chișinău, fără a mai impune carantinarea timp de 14 zile la intrarea în România. Accesul în România va fi posibil doar în scopul vaccinării pe o durată limitată strictă și doar în condițiile de transport supravegheat în cadrul coridoarelor verzi. Domnule președinte al României, domnule prim-ministru al României, cu toată condescența, vă rugăm să acordați de urgență ajutor Republicii Moldova. Singură nu poate face față pandemiei, iar România este capabilă de gesturi nobile în situație de criză. Partidul Mișcarea Populară și partenerul său, Partidul Unității Naționale, își oferă disponibilitatea pentru a susține implementarea oricărui ajutor umanitar acordat Republicii Moldova. Cu speranța că vom reuși să fim solidari cu cetățenii Republicii Moldova, aflată într-o situație deosebit de dificilă și pe care nu o poate gestiona fără sprijinul nostru, vă rugăm să primiți asigurarea deplinei noastre considerații. Domnul Cristian Diaconescu, președintele Partidului Mișcarea Populară, și domnul Octavian Țicu, președintele Partidului Unității Naționale, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Dragi cetățeni, asta a fost apelul nostru către autoritățile române. Sigur că adresăm și un apel similar autorităților Republicii Moldova pentru ca într-o perioadă cât mai scurtă să se pună în comun acord în privința desfășurării acestei campanii comune de vaccinare care ne va salva viețile. În condițiile în care actorii politici își desfășoară bătălii și intrigi politice, noi ne preocupăm să nu moară oamenii, să nu moară medicii,
să nu se îmbolnăvească cetățenii noștri, pentru că asta este prioritatea zero pentru toate partidele politice, atât din Republica Moldova, cât și din România. Să aveți o zi bună și ne revedem cu alte ocazii.